Un grup de experți NATO se află în perioada 3-5 aprilie curent într-o vizită de asistență la Ministerul Apărării. Scopul acesteia este de a acorda sprijin pentru pregătirea evaluării subunităților armate naționale în contextul conceptului capabilităților operaționale. Astfel, experții au planificate întrevederi cu reprezentanții ai Marelui Stat Major, Batalionului 22 de menținere a păcii și subunităților care urmează a fi evaluate în vara anului curent. Menționăm că în luna iunie câteva subunități din cadrul Batalionului 22 vor fi evaluate și ulterior certificate pentru participarea în misiuni de menținere a păcii cu mandat internațional. Conceptul capabilităților operaționale este un instrument de colaborare în cadrul programului Parteneriat pentru Pace și oferă Moldovei posibilitatea de a participa la operațiuni multinaționale de menținere a păcii.